este, a fost și va fi muzica. De multe ori, în loc să unească în închinare, spun de multe ori, aduce divergență. S-au făcut multe întâlniri pe marginea acestea, acestui subiect despre muzică. Și au început să se discute care este adevărata muzică duhovnicească. Și ce s-a discutat la întâlniri? Unii au spus, din zona noastră este muzica duhovnicească. Alții au spus, muzica duhovnicească este cea a generației noastre. Alții au spus, nu, este din biserica noastră. Și numai nu s-a ajuns la un numitor comun. Știți de ce s-au făcut toate lucrurile acestea? Pentru că oamenii au început să analizeze cântările cântate din, în prisma parametrilor omenești. Și au început să vorbească despre melodie, despre armonie, despre ritm, despre intensitate, despre timbru. Eu nu mă pricep la muzică, dar haideți să apelăm. Știți la ce, frați și surori? Apelăm la Cuvântul lui Dumnezeu. Vreți în seara aceasta, în timpul care ne-a mai rămas aici, să apelăm la Cuvântul lui Dumnezeu care ne va putea lămuri și în direcția aceasta. Nu eu, nu muzician, ci Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Apostolul Pavel, prin Timotei, spunea, în cartea lui Timotei, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Să învețe. Vreți să ne învețe Scriptura după masa aceasta care este adevărata muzică duhovnicească? Amin. Haideți să citim din Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărata muzică duhovnicească este cea care aduce întotdeauna laudă lui Dumnezeu. Și ce spune în Psalmul 115, versetul 1? Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă. Amin, frați și surori? Amin. Apoi, Cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmul 115, Psalmul 18, versetul 49, a doua parte, spune așa, voi cânta spre slava numelui Tău. Deci muzica duhovnicească este cea care aduce slavă întotdeauna lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Apoi, o altă caracteristică a muzicii duhovnicești este aceasta, că muzica duhovnicească aduce prezența lui Dumnezeu în adunarea credincioșilor. Muzica duhovnicească aduce prezența lui Dumnezeu în adunarea credincioșilor. Nu se poate pune pe calculator? Se poate? Nu. Deci nu se poate. Am eu notat și vă citesc. Deschideți care aveți Scriptura la 2 Cronici, capitolul 5, versetul 13 cu 14, unde spune în felul următor așa. Și pe când cei ce sunau din trâmbiță și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, timbale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veci. În clipa aceea, atenție, frați și surori, în clipa aceea, casa, și anume casa Domnului, s-a umplut cu nori. Preoții n-au mai putea să stea acolo ca să facă slujbă din pricina norului, că slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Uitați-vă! Zicem slăvit să fie numele Domnului. Amin. Adevărata muzică duhovnicească aduce prezența lui Dumnezeu în adunarea credincioșilor. Această muzică o dorim în Biserica Muntele Sionului. Să aducă prezența Domnului aici. Zicem slăvit să fie Domnul și Domnul să ne binecuvinteze în direcția aceasta. Un alt lucru, muzica duhovnicească alungă duhurile străine. Atenție, muzica duhovnicească alungă duhurile străine. Nu le aduc, le alungă. Uitați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel, capitolul 16, versetul 23. Și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor și se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Doamne, binecuvintează-ne la lucrul acesta. Ați cântat dimineață. Cântă, cântă, cântă ca David. Când cânti tu, tot iadul să se înfioare. Să fugă vrăjmașul cu toată armata sa. Aceasta este cântarea.
la care duhurile fug și, Doamne, binecuvintează muntele Sionului cu astfel de cântări, cu astfel de cântăreți. Că atunci când se vor ridica numele Domnului aici, duhurile rele care îți dau târcoarea aceștia să fugă. Doamne, binecuvintează-ne în direcția aceasta. Apoi, un alt lucru, muzica duhovnicească creează mediul spiritual propice pentru manifestarea darului profetic. Haideți să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, 2 Împărați, capitolul 3, versetul 15 și 16. Era o problemă acolo. Era o problemă. Împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda au mers să facă război și a întrebat, nu este cineva aici pe care am putea să-l întrebăm? Este un proroc, este Elisei. Știți ce a spus Elisei? Uitați ce spune. Aduceți-mi un cântăreț cu arfa. Și pe când cânta cântărețul din arfă, mâna Domnului a fost peste Elisei. Și ce a spus? Și a zis, așa vorbește Domnul. Faceți grob în valea aceasta, gropă lângă gropă. Lăudați să fie numele Domnului. Cântarea duhovnicească, cântarea duhovnicească creează mediu ca Duhul Sfânt să se coboare în biserică, să se coboare între cei credincioși. Doamne, binecuvintează cu astfel de cântăreți bisericile noastre într-o vreme ca aceasta. Apoi, un alt lucru, muzica duhovnicească aduce biruință în lupta credincioșilor și în luptele care le avem de dus. Uitați dumneavoastră, aici, în 2 Cronici, capitolul 20, versetul 21 și 22, este un pasaj în care, din nou, poporul lui Israel trebuia să lupte. Și uitați ce spune acolo Cuvântul lui Dumnezeu. A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustiul Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis, ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. Apoi, în învoire cu poporul, au numit niște cântăreți care îmbrăcați, atenție, îmbrăcați cu podobe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul căci îndurările lui țin în viață. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care venise împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Zicem slăviți să fie numele Domnului. Atunci când avem lupte spirituale, cântarea poate să aducă biruință. Este așa cum a fost în piatra aceea, în praștia lui David. În praștia lui David. Așa este și cântarea duhovnicească, cântarea de laudă. Zic, Doamne, binecuvintează-ne cu astfel de cântăreți. O altă caracteristică a muzicii duhovnicești este că ea pregătește pentru suferință. Cântarea duhovnicească pregătește pentru suferință. Haideți să citim în Marcu, capitolul 14, versetul 26, 27, uitați ce spune acolo. După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potinire, pentru că ce este scris, voi bate pătorul și oile vor fi risipite. Vreau să vă spun că înainte de agonia din Ghetsimani, și de cumplitele suferințe, Domnul Iisus a primit putere să treacă biruitor prin toate, nu datorită doar rugăciunii, ci datorită și cântărilor. Și cântărilor. Cântarea aduce biruință și cântarea pregătește pentru suferință. Gândiți-vă dumneavoastră, milioane de oameni și mii de martiri atunci pe la Roma, în arenele romane, cum au putut să îndure? Erau cu cântările de laudă pe buze și au putut să facă lucrul acesta pentru că și înainte erau obișnuiți să cânte asemenea cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează Biserica Muntele Sionului cu astfel de cântăreți și cântarea ne pregătește pentru suferință. Apoi, muzica și cântarea duhovnicească are același efect ca și predica, adică străpunge inima și convinge de necesitatea împăcării cu Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Haideți să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, din Faptele Apostolului, capitolul 16, versetul 25 și versetul până la versetul 30. Dar
poate că ne vom ocupa doar de două fete. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Știți că deodată s-a făcut un cutremur mare de pământ? Temnicerul, s-au deslegat toate legăturile, temnicerul era gata să se omoare și ce a spus Pavel și Sila? Nu-ți face nimic, că toți suntem aici. Nu-ți face nimic, că toți suntem aici. Dar ascultat nicio predică, că nu le-a predicat. Ei s-au rugat. Și ce-a mai făcut? Au cântat cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Cântarea de laudă a străpuns inima acelui temnicer. Și a spus, domnilor, ce să fac acum ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Slăviți să fie numele Domnului. Dragi și surori, să dea Domnul tuturor cântăreților din bisericile contemporane, înțelepciune, să cânte numai muzică duhovnicească. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Am încheiat. Deci asta a fost mesajul meu pentru dumneavoastră, după masa aceasta. Și zic Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să binecuvinteze pe toți. Mă bucur mult pentru ei. Mă bucur pentru cei care se ocupă și se sacrifică. Noi îi ajutăm, suntem la îndemâna lor. Nu totdeauna am răspuns așa cum ne-au solicitat dirijorii. De multe ori spunea fratele Emilio, frate Iulian, mai veniți sâmbătă, mai ajutați-ne, să vedem ce se mai petrece, mai îi încurajăm, îi mai ajutăm cu un sfat. Și datorită muncii n-am putut să vin, dar am făcut și altceva, m-am rugat pentru ei. M-am rugat pentru toți de aici, pentru toți, pentru dirijori, pentru cei care cântă la orgă. Și am zis, Doamne, ocupă-te Tu de fiecare. Fiecare la locul potrivit. Sunt oameni potriviți care trebuie să cânte aici cântări pentru Dumnezeu. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți. Este în programul acesta care l-au gândit tinerii, imnul serii și spune, dincolo de ce.